Și salut, sunt Marius de la Magic Fight și împreună cu mine o să înveți programeza. Astăzi am să încerc să-ți explic o chestie pe care probabil nu o știai, și anume cum anume funcționează și ce este un website. Explicația de la carte simplă de înțeles este că un website este o interpretare a unor date care se află stocate undeva pe un server. O să zic mai rar. O interpretare de date a unor date care se află stocate undeva pe un server. Acum, ca să fie mai simplu, gândește-te la o mămăligă, da? Mămăligă, acea mâncare tradițional românească, 100% inventată în România, și turcii n-au nimic de spus împotriva acestei afirmații. Mămăliga este idoma unui website. De ce? Pentru că ai nevoie de mai multe elemente și de o interpretare. Ai nevoie de făină de mălai, ai nevoie de apă, ai nevoie de sare, da? Ca să poți să faci mămăligă, ai nevoie de aceste trei ingrediente. Exact așa este și un website. Să presupunem că făina de mălai sunt datele. Datele, ele de unele singure, n-ar avea niciun gust, n-ar avea nicio valoare. La fel, nu poți să mănânci făină. Dacă punem și apă, respectiv hostingul, acel server unde stau datele respective, automat se întâmplă niște lucruri. Dar dacă punem și sare și interpretăm cum trebuie făina de mălai, atunci ne rezultă o mămăligă minunată. Deci data viitoare, când intri într-un browser, o să-ți povestesc mai târziu ce înseamnă, tot într-un episod de Învață Programeză, data viitoare când intri pe un website, să știi că fără cele trei elemente, și anume date, stocare și interpretare, site-ul nu ar putea să funcționeze. Eu sunt Marius, ține aproape că învățăm împreună Programeză!